Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la Cafeneaua Spirituală. Astăzi am invitat iarăși pe prietena mea, Adina Mironese, consilier în dezvoltare personală. Bine ai venit la emisiune. Bună seara și bine. Pentru că noi ne înțelegem amândoi bine, suntem cam de acord cu ideile în general. Și o să vorbim despre sursa nefericirii noastre. O să încep cu un citat din Dalai Lama, care spune: omul este foarte surprinzător, își sacrifică sănătatea pentru a obține bani, apoi își folosește banii ca să-și recupereze sănătatea. Apoi este atât de nerăbdător cu viitorul că nu-și mai trăiește prezentul, iar rezultatul este acela că nu mai trăiește în prezent, ci în viitor, adică nu trăiește deloc, de fapt. Omul trăiește ca și cum nu va muri niciodată, apoi moare după ce nu a trăit niciodată cu adevărat. Și spune în final: găsește-ți echilibru, fii atent la faptele tale, trăiește prezentul, dar nu neglija viitorul. Trăiește o viață onorabilă, doar așa când îmbătrânești și privești în urmă, te vei bucura a doua oară de ea. Deci, sursa nefericirii noastre, sunt mai multe cauze care duc la nefericire. Și ca ființe umane, cred că avem nevoie să știm ce vrem de la viața noastră, să nu bâșbuim prin ea, să nu pășim haotic prin existență, pentru că ajungem în felul ăsta la nefericire, frustrări. O viață lipsită de sens. Deci care ar fi unele, să o luăm pe rând așa, cu cauzele care duc la nefericirea noastră? Multe din cauzele nefericirii sunt legate de ceea ce dorim să realizăm, de statut, de relațiile pe care le avem, de faptul că există perioade în viață când nu ai bani și oamenii cred că a avea bani aduce fericirea neapărat, adică nu spun că n-ar aduce, dar depinde la ce ne referim. Și mai târziu am să vorbesc despre acumularea de cunoaștere, că oamenii cred că dacă știm mai mult, dacă cunoaștem mai mult, suntem neapărat mai fericiți. Da, ai spus că dacă avem bani, suntem fericiți, adică putem fi unii fericiți, cred, dar da, nu. Dar nu e o chestiune. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu, bani, nu, pentru că sunt foarte mulți oameni care au bani și sunt și în continuare nu nefericiți. Viața, nu se bucură de banii care iau, pentru că caut în continuare să acumuleze și tot timpul muncesc, dar sunt de nefericiți de viață, în prea continuare, da, sunt nefericiți în continuare. Și griji multe. Și foarte multe griji, da. Bineînțeles. Da. Legat de statut, de statutul social, foarte mulți oameni își doresc să aibă succes. Succesul este definit în mai multe feluri, eu îl definesc cumva altfel decât e definit în mod clasic. În mod clasic, oamenii cred că dacă ai dacă ai faimă, dacă ești foarte cunoscut, eventual dacă ești la televizor, atunci înseamnă că vei fi fericit. Cunosc, am în plan apropiat, să zic, persoane care, cel puțin una, pe care o cunosc mai bine și care își dorește foarte mult să ajungă undeva, nu știu, la televizor, sub orice formă. Nu s-a gândit încă la o formă anume, dar își dorește foarte mult treaba asta. Personal sunt convinsă că a apărea la televizor nu înseamnă că ești mai fericit, în sensul că asta nu ți-aduce mai mulți prieteni. Un exemplu foarte cunoscut este, am uitat cum îl cheamă, un actor foarte cunoscut, Peter Patterson sau ceva de genul, care a jucat în Twilight, mă mir că l-am uitat, așa că am văzut filmele, a ajuns foarte faimos, este foarte iubit, în ghilimele, într-un anume fel, este iubit ca vedetă, dar nu ca și om, și la un moment dat citeam un articol despre el că a ajuns să se simtă foarte singur, deoarece nu
nu are prieteni adevărați. Are într-adevăr admiratori, admiratoare, dar prieteni adevărați care să-l iubească pe el, nu rolurile lui, nu faima lui, nu banii lui, nu are. Și în general la vedete se întâmplă treaba asta. Multe dintre vedete au ajuns să nu aibă prieteni pentru că nu pot discerne care anume dintre persoanele apropiate sau care vor să se apropie, se apropie pentru faima lor sau se apropie pentru ceea ce sunt ele cu adevărat, vedetele respective. Deci, practic, ajunge vedetă, nu e de orice fel. Nu e neapărat, nu înseamnă că ești mai fericit. Asta e din punct de vedere, bine, dacă ar fi să vorbesc de statut în general, mulți oameni cred că dacă ajungi șef, nu știu unde, sau director, sau CEO, sau știu eu, la o corporație, ești super fericit. Sincer, cunosc și din această pătură socială persoane care au ajuns astfel de trepte și pur și simplu au ajuns la concluzia chiar toate. Adică nu cunosc pe cineva care să fie ajuns într-un post de conducere și să spună da, sunt fericit. Pentru că de fiecare dată există un alt post mai sus pe care ți-l dorești, există de fiecare dată tentația asta de a vrea mai mult și a vrea mai mult ca și în acumularea financiară e același lucru. Adică faci un pas, te mulțumește 5 minute pasul ăsta, după aceea imediat vine dorința de mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Asta chiar este natura minții, pentru că dorești mereu din ce în ce mai mult, nu se satură niciodată. Da. Hai să spunem că pentru câteva foarte o zi, două, poate ești fericit cu ce ai acumulat, un lucru sau sigur, un obiect care îți place. Da, da, da. Și din punct de vedere a titlurilor, foarte mulți oameni acumulează diverse titluri pentru a și după aia se identifică cu ele, tot așa pentru crezând că asta îi face superior, ce mai încolo încoace. Asta e cuvântul. E frumos să ne dorim mai mult. E frumos. E normal să ne dorim să devenim, dar devenirea noastră, fie că e vorba de o devenire, nu știu, ca și funcție, fie că e vorba de o devenire legată de faimă, în general, mă refer la vedete, nu aduce fericirea. Chiar mi-a plăcut, Andreea Raicu a scris despre asta, când într-o zi în care îi reușise absolut toate lucrurile, adică toate proiectele în care era, îi reușise, era iubită de toată lumea, era stimată de toată lumea și a ajuns într-o zi acasă și a căzut în cea mai neagră depresie. Și a povestit despre asta, am fost foarte impresionată de sinceritatea ei și de autenticitatea poveștii. Și e interesant că oricâte exemple din astea aș da și oricâte povești ar citi lumea despre asta, oamenii nu se opresc să-și dorească fix același lucru. Crezând că eu dacă voi ajunge acolo, în fine, voi simți fericit. Un alt caz foarte cunoscut este cazul lui Jim Carrey, care tot așa are un speech în care spune că mi-aș dori să fie toată lumea faimoasă și bogată ca să vadă că împlinirea sufletească nu este, adică fericirea nu este aici. Iarăși, trecând la relații acum, tot o sursă a nefericirii pentru foarte mulți oameni, așa, relațiile. În cuplu? Nu neapărat, nu? Și în cuplu, dar și relațiile de prietenie, în sensul că mulți tineri, chiar de la vârste fragede, își imaginează că dacă au cât mai mulți prieteni pe Facebook sau dacă ar fi cât mai mulți prieteni în viața reală, își imaginează că vor fi mai fericiți sau, știu eu, asta le va aduce fericirea. Asta e o chestiune care se perpetuează mult
adică până la vârste înaintate. Tot așa sunt oameni care, acum mă refer doar la prietenii, care își imaginează că a avea cât mai mulți prieteni îi va împlini. Problema prieteniilor este că foarte puține prietenii sunt dezinteresate, sunt necondiționate. Majoritatea prieteniilor sunt condiționate de diversi factori, fie că mă duc în locul X, la familia X, pentru că sunt prea singură acasă și mă plictisesc, sau sunt prea nefericită când stau singură cu gândurile mele și atunci mă duc în locul X la prietena X și mă descarc ei sau așa mai departe, fie că e vorba de, nu știu, prietenii cu interes, chiar dacă interesul nu e neapărat material. Deci chiar dacă interesul nu e neapărat material. Revenind acum la relațiile de cuplu, foarte mulți oameni își devin dependenți de persoana din cuplu cu care sunt într-un parteneriat din acesta de cuplu, din cauza că singuri nu realizează cine sunt. Adică nu mă refer la filozofia cine sunt ei cu adevărat, dar mă refer la faptul că nu se pot defini decât prin celălalt. E o expresie foarte cunoscută. Nu te iubesc pentru... nu mai țin minte prima parte. Oricum, era finalul zicerii respective, era ceva de genul că te iubesc pentru cum mă faci să mă simt. Nu e normal să fim într-o relație de cuplu pentru cum ne face celălalt să ne simțim. Adică asta înseamnă că atunci când suntem singuri, suntem nimeni sau cum? Deci în momentul în care ne sprijinim pe celălalt să ne facă să ne simțim într-un fel, aceasta nu este o relație sănătoasă și armonioasă. Pentru că în momentul când relația se termină, celălalt ajunge nefericit, ajunge, nu știu, frustrat și îi trebuie un timp foarte mare să-și revină și să-și regăsească sensul de a trăi. Dar pentru a vedea care sunt, nu știu, care sunt cauzele pentru care un om vede prietenii săi într-un fel sau în alt fel, poate el vede că sunt buni, alt om poate vede că sunt răi, cu aceiași oameni. Da, este și vorba de percepția noastră. Da, este o povestioară care spune în felul următor, că era odată un bătrân în Orientul apropiat, care stătea la intrarea unei cetăți, cetatea care era într-o oază, și într-o zi vine un tânăr și întreabă cum sunt oamenii în această cetate. Bătrânul îl întreabă și el la rândul său, dar de unde vii tu, cum erau oamenii? Tânărul spune că erau răi, erau egoiști. Așa sunt și aici, în cetatea asta, îi spune. Atunci tânărul pleacă mai departe și vine alt tânăr, îl întreabă și acesta, cum sunt oamenii în această cetate? Păi iar îi pune întrebarea și bătrânul, dar de unde vii, cum erau? Erau buni, erau generoși, erau oameni cinstiți, corecți. Așa sunt și aici. Un negustor care a adăpat cămilile a auzit lucrul acesta și după ce a plecat al doilea tânăr, îl întreabă așa, mustrător, că de ce ai dat două răspunsuri total diferite la acești tineri? Păi fiul îi spune că fiecare om poartă lumea în propria sa inimă. Așa că acela care nu a găsit nimic bun în orașul de unde a venit sau în trecut, nu va găsi niciodată bun nici aici. Pentru că totul depinde de ceea ce ai în inima ta. Oamenii așa sunt cum îi ai tu, cum îi știm noi, cum știi să găsim, să găsim noi, să vedem în ei bunătatea sau ce, da, ce nu-i bun. Într-adevăr, e o poveste deci care depinde de noi, spune una, foarte multe despre faptul că atitudinea noastră modifică cumva atitudinea celor cu care vorbim. Adică
chiar dacă în realitate sunt persoane care atunci când interacționează zâmbesc, sunt foarte binevoitoare, dar în interior atitudinea este cumva fie ironică, fie respingătoare, fie, dar maschează foarte bine aceste lucruri. Poartă măști, da. Poartă măști. Vreau să spun că atitudinea pe care o au oamenii față de noi nu este creată de ce arătăm, ci de ce atitudine avem în interiorul nostru de fapt. În momentul în care, deși zâmbim și suntem binevoitori, avem în interior o atitudine de respingere, automat celălalt simte, o să-mi spuneți că nu neapărat simte, simte la nivel de inconștient și tot simte și atunci manifestă față de noi acea respingere. Am întâlnit persoane blocate în astfel de situații în care spun că nu știu ce se întâmplă, parcă toată lumea din viața mea a luat o razna. Ghici ce? Nu oamenii au luat o razna, ci ceva din persoana respectivă, o atitudine interioară care nu neapărat este la vedere, a transformat relațiile în ceea ce spunea, că toată lumea a luat o razna. Dar eu pot să spun din experiența mea proprie. Acum când știu cum stau lucrurile, pentru că atunci când nu știam, nu-mi dădeam seama. De ce se întâmplă lucrurile? Da, 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 da. Pentru că aveam persoane cu care nu mă înțelegeam și care mă antipatizau. Dar acum îmi dau seama că și eu le antipatizam și eu. Absolut. Și nu-mi plăceau nici ele mie. Și de asta era, deci era oglinda. Da, oglindă noastră, și e întotdeauna asimetrică treaba. Chiar dacă nu ne dăm seama pe moment sau exact când interacționăm, dar întotdeauna ceilalți au o atitudine care este generată de atitudinea noastră. Da. Personal am verificat asta de foarte multe ori și am povestit o mulțime de situații la seminarii în care efectiv când mă centram, adică deveneam autentică, adică îmi controlam atitudinea, de fiecare dată se producea schimbarea în persoana respectivă. Schimbarea, nu că se schimba persoana pur și simplu de la sine, ci își schimba atitudinea ei doar față de mine. Deci am verificat treaba asta de foarte multe ori, am foarte multe experiențe de viață trăite în sensul ăsta și de fiecare dată când îmi modificam atitudinea interioară, nu mă refer la faptul că zâmbeam mai mult sau vorbeam mai nu știu cum, nu despre asta este vorba, de fiecare dată când îmi modificam atitudinea interioară, când treceam peste prejudecățile din capul meu, se vedea imediat, câmpul se transmite imediat, instantaneu, nu e ceva, dacă suntem foarte atenți și nu ne zboară gândurile cine știe unde, putem observa asta foarte repede. Adică se întâmplă în timp real, nu că ne întâlneam a șaptea oară și a șaptea oară atitudinea era schimbată. Nu. În timp real, atunci se schimbă. Dar încă ceva să spun telespectatorilor, că eu aveam conflicte, chiar luam bătaie când eram tânăr, pentru că erau persoane care eu aveam violență în mine. Da. Nu plăceau de ieri și cum era... Pe timpul nostru erau găști, se băteau. Oricum, găști sunt și acum, nu e o chestiune de timp. Da. Și chiar vedeam că nu puteam să mă împac cu anumite persoane, pentru că cu altele care erau la fel ca mine, mă înțelegeam. Ei, așa sunt și acum, observ că sunt oameni care, din cauza atitudinii lor, au și ei probleme. În relații, sigur că da. Mi-a plăcut foarte mult zilele trecute, vorbeam cu cineva și îmi spunea următoarea chestiune. Zice, în ultima vreme mă simt cam rău psihic, despre psihic și emoțional era vorba și zic, dar ce s-a întâmplat? Păi nu-mi vine să fac nimic, am starea aia când chiar nu-ți vine să faci nimic și să nici măcar să interacționezi cu oamenii. Și zic, ce variante crezi că ai avea? Păi îmi dau seama că aș avea două variante. Fie să-mi găsesc un job, că nu era, momentan nu are persoana respectivă, fie să-mi găsesc o prietenă.
A fost foarte simpatică faza că am zâmbit în telefon, erau conversații telefonică și imediat la capătul celălalt al firului se aude, zice, da, da, îmi dau seama că nu este foarte eficient să-mi găsesc o prietenă, că n-aș face decât să-mi distrag atenția de la lucrurile cu adevărat importante pe care trebuie să le schimb la mine. Mi-a plăcut foarte mult faptul că și-a dat seama că o relație într-un astfel de moment, când omul se simte foarte rău, nu ar face decât să-i distragă atenția de la schimbările interioare pe care trebuie să le facă. Da. Și e foarte fain că oamenii, unii știu, unii și-au dat seama de treaba asta, că în momentul în care ești deprimat, în care ești fără chef și fără sens în viață, nu-ți căuta o relație pentru că e, nu va ieși nimic bun din treaba asta. Deci va fi doar o distragere a atenției. Da, ai spus, ca să pomenim sau să vorbim un pic și despre cunoaștere, pentru că ai spus că una din cauzele care duc la nefericire este și cunoașterea sau poate să fie și lipsa cunoașterii. Și lipsa cunoașterii, deci depinde depinde de unghiul din care... Pentru că Buddha spunea că sursa nefericirii noastre este ignoranța. Da. Dar ignoranța într-un anumit fel, că poți să fii ignorant cunoscând foarte multe, dar cunoști alte lucruri care nu se folosesc. Absolut, absolut, da. Și atunci? Mulți oameni cred că dacă acumulează cunoaștere, dacă citesc mii și mii de cărți, dacă merg la 1000 de cursuri, vor deveni mai fericiți. Nu asta este ideea. Niciodată nu vom acumula suficient încât să zicem, da, acum știu totul despre lume și viață, pot să fiu mulțumit. În general, acumularea de cunoaștere, adică nu pentru toată lumea, am zis în general, dar în general acumularea de cunoaștere este doar pentru alimentarea superiorității față de ceilalți. Atâta vreme cât, evident, mă refer și la cunoașterea spirituală, atâta vreme cât cunoașterea spirituală nu face decât să alimenteze ego-ul, evoluția spirituală este nulă. Este nulă. Din punctul meu de vedere, trebuie să avem mare grijă cu acumulările de cunoaștere și să nu ne atașăm de ele, pentru că la un moment dat, adică am fost martora la astfel de dezintegrări, așa li se spune, dezintegrări de cunoaștere. În momentul, vine un moment când afli anumite lucruri și pur și simplu tot ce ai știut până în momentul X se dărâmă. În astfel de momente, pentru persoanele care s-au atașat foarte mult de cunoașterea pe care au acumulat-o, este jale. Ca să închei cu o idee din tot ce am spus astăzi, deci, practic, e o iluzie că sursa nefericirii noastre este în exterior. Exteriorul nu este obligat să se muleze după așteptările noastre. Sunt o mulțime și o mulțime de factori, cei care au trăit experiențe de conștiință modificată își dau seama că există o multitudine de factori care se intersectează pentru ca dorințele noastre pe care ni le punem să nu se împlinească de fiecare dată, ba mai mult să se împlinească foarte rar. Așa că sursa nefericirii noastre stă în faptul că nu suntem conștienți de acest fapt, că exteriorul nu se mulează, nu suntem în controlul tuturor factorilor care ne influențează viața și faptul că nu avem o necredință, practic, și cei care spun că cred în Dumnezeu, cred în interconectare, cred că suntem unul, nici măcar aceia nu se lasă în facă-se voia ta. Dar de ce îmi place mie paradoxul lui Socrate, care spune, știu că nu știu nimic, dar nici de asta nu sunt sigur, pentru că atunci când tu spui că nu știi nimica, chiar dacă știi foarte multe, dar nu ții neapărat la cunoașterea respectivă, pentru că lucrurile se schimbă mereu. Deci cunoașterea se schimbă mereu. Sigur. Și atunci tu știi lucrul ăsta și atunci spui că nu știu nimic, pentru că atunci ești deschis către să primești nou. Ești deschis să primești nou. Și practic, sursa nefericirii noastre este în interiorul nostru. Pe ce suntem noi în control? Suntem pe reacția noastră la ce se întâmplă în exterior. Deci, în momentul când suntem nefericiți, ar fi bine să rostim în mod conștient, aleg să fiu nefericit. Pentru că întotdeauna alegerea de a fi nefericit, este o alegere. A te împăca cu ceea ce este de asemenea o alegere. Și atunci când nu știi nimic,
pentru că, de ce nu știi nimic? Pentru că mintea nu cunoaște. Sunt adică foarte, niciodată foarte nu lucruri, ajungem dar, la o, da, adică da, dacă scuturăm foarte bine credințele mintea. Noastre, dacă le scuturăm foarte bine, rămân foarte puține și foarte puține certitudini. Dar emisiunea noastră s-a sfârșit, timpul a expirat, mulțumesc pentru mulțumesc participare, și mulțumesc și spectatorilor pentru atenție. Mulțumesc. Vă așteptăm la alte emisiuni, vă așteptăm la seriile de inspirație și poveste la Dina joi seara la ora 18. Și vă spunem numai bine și la revedere. La revedere.